cu cetățenii noștri. Și atunci, soluția este să avem o nouă variantă, varianta 2.0, să fie implementată de către colegii de la Autoritatea de Digitalizare a României. Și totodată avem un sistem național de interoperabilitate care trebuie să fie integrat cu acest punct unic de contact, care trebuie să fie integrat cu sistemul de identificare la distanță și care trebuie să fie integrat cu sistemul de plăți a taxelor și impozitelor, acel ghișeu.ro, cum îl știm cu toții. Acestea ar fi obiectivele pentru primele 6 luni de mandat pe tot ce înseamnă digitalizare. Și ajungem la un punct fierbinte al acestui minister, cercetarea. V-am spus încă de la început că cercetarea este un domeniu unde se simte nevoia de modernizare și o să mă bazez în activitatea mea pe experții care poate să-mi ofere și să mă ajute să creionez o nouă politică de guvernanță a acestui sistem de cercetare. E drept că din perspectiva pe care o am din mediul privat și așa cum văd eu lucrurile pe zona de cercetare, o să mă așam foarte mult pe acest parteneriat public-privat, în așa fel încât soluțiile pe care le avem în cercetarea românească să poată să fie implementate în industria românească. Însă, e drept că nu putem să facem cercetare cu bani puțini, iar bugetul actual al cercetării se încadrează undeva între 0,18, maxim 0,2% din PIB. De aceea, până în 2024, avem o țintă de 1% din PIB din finanțarea publică și 1% din PIB din mediul de afaceri privat. Și de aceea ne dorim să discutăm de planificări bugetare multianual. E drept pe structura pe care o avem acum de la Ministerul de Finanțe, aceasta nu permite o bugetare multianuală. Însă avem programele pe nucleu, pe sectorial, pe noul POCIDIF, pe programul care urmează acum pe 2021-2027, care va fi o sursă de finanțare multianuală. Și de asemenea trebuie să ne gândim la tot ce am avut în Planul Național de Cercetare și Dezvoltare și Inovare 3 și să ne asigurăm că în continuare proiectele care sunt în curs de evaluare vor primi finanțare. De aceea o să avem schimbări la nivel de reglementări. Vă spuneam la început că îmi doresc să stimulez cooperarea aceasta public-privat ca motor al inovării. Și inclusiv prin ceea ce avem ca DIH-uri, ca Digital Innovations Hub. E un concept pe care îl avem implementat în România. E un concept pe care îl avem în marile orașe ale României. Avem DIH-uri în București, avem în Cluj, avem în Iași, avem în Brașov. Însă ele sunt insuficiente, pentru că DIH-urile acestea instituționale poate să ofere posibilitatea unui astfel de parteneriat între universități și mediul privat. Ne dorim să evaluăm politicile de resurse umane. Trebuie să evaluăm cerințele de formare pentru personalul din instituție de cercetare și trebuie să vedem cum se face recrutarea acestui personal și ce trebuie să îmbunătățim la acest profes. La această recrutare. Și foarte important, trebuie să-i dăm cezarului ce ai cezarului. Ce înseamnă asta? Să reformăm cariera de cercetător. Asta înseamnă că acei cercetători români care merg și fac cercetare pe proiecte europene, trebuie să-i atragem și în țară. Și cum putem să facem acest lucru? Avem un program acum, Horizon Europe, și pe programul acesta, inclusiv săptămâna trecută, am avut o discuție cu universitățile din Iași, cu universitățile din Cluj, au început deja să fie propuse propuneri de proiecte. Da? Nu mai discutăm de proiecte de câteva zeci de mii de lei, discutăm de proiecte de milioane de euro, în care universitățile noastre în consorțiu se pot implica și pot aduce schimbări majore. Proiectul de care vă spun, discuția pe care l-am avut cu universitățile, se concentrau pe zona de AI și 3D printing, printare 3D. Și atunci putem să aducem noile tehnologii dacă reușim să acaparăm cât mai mult din fondurile acestea. Și dacă pe exercițiul bugetar anterior am luat 250 de milioane de euro prin Horizon, pentru următorul exercițiu ne propunem să atragem 500 de milioane de euro.
Acestea ar fi obiectivele pe care ni le propunem pentru acest mandat. Cum vă spuneam, e un mandat de criză. E un mandat unde, dacă ne dorim să facem reformele acestea și urmează, cum vă spuneam, inclusiv în primul trimestru din anul viitor, să avem propuneri legislative care să operaționalizeze PNRR-ul. Asta înseamnă că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, a tuturor. Guvernare de criză sau nu, România nu poate sta în loc, mai ales că aceste reforme ni le-am asumat cu toții și este de datoria noastră să ducem la capăt acest proiect de modernizare a României. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă candidat, pentru funcția de ministru al cercetării, inovării și digitalizării. Din partea Partidului Social Democrat vor fi trei întrebări. Prima întrebare, doamnă deputată Oana Florea, vă rog. Vă mulțumesc. Ați făcut vorbirea de PNRR. Vă rog să spuneți ce sume luăm pe PNRR pentru agricultură și cum aveți de gând să implementați punctul 8 din programul de guvernare, cercetare și inovare în agricultură. Mulțumesc. Domnul Claudiu. Vă rog să ne prezentați, în opinia dumneavoastră, deficiențele actuale ale sistemelor informatice digitale din domeniul medical, cum vedeți rezolvarea lor și care sunt prioritățile dumneavoastră în dezvoltarea telemedicinei și a sistemelor e-health, având în vedere suma pe care doriți să o alocați de peste 400 de milioane euro acestor domenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Și domnul Bogdan Gruia, vă rog frumos întrebare. Da, sărut mâinile, bună ziua! Foarte scurt. Care este poziția dumneavoastră referitoare la reducerea impozitului pentru programatori? E o măsură inițiată în anul 2000 de către guvernul PSD, extinsă în 2017 și referitoare declarației domnului Ghinea, fostul ministru, care a semnat în PNR că vrea să renunțe la această facilitate. Dacă, întrebarea mea este următoarea, dacă aveți în vedere să renunțați la această facilitate și în cazul în care da, ce o să puneți în loc? Și tot legat de acest subiect, am văzut în programul de guvernare că în 5 săptămâni o să scanați spectrul necesităților IT din ministere. Domnul ex-ministru Telman a avut mai bine de un an de zile în care putea să facă acest lucru. Și mă întreb ce l-a oprit să facă acest lucru și dacă după un an de zile nu a reușit să-și dea seama care sunt prioritățile, care sunt necesitățile și mă întreb cum a fost construit PNRR-ul, dacă această analiză la nivelul necesităților ministerilor și administrației publice locale și centrale nu există. În același timp, neavând această analiză, nu știm pe ce a fost fundamentat cloudul guvernamental. Și a treia întrebare, care se leagă tot de aceste două, înțeleg din prezentare că vă propuneți un nou proiect de tip RONET. Dacă nici primul nu a fost finalizat, va fi dus la capăt primul? Cum va începe acest nou proiect? Și mai concret, care va fi suma alocată? Din ce sursă și cum vom ajunge să avem acest nou RONET funcțional? Vă mulțumesc. Vă rog, doamna candidat. Domnul președinte, dacă îmi permiteți procedură, am înțeles în propunerea dumneavoastră inițială că vor fi trei întrebări din partea fiecărui grup parlamentar. Tocmai am contorizat un număr mai mare de întrebări și vreau să vă rugăm să gestionați intern astfel încât să știm care sunt cele trei. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnul deputat. Doamna candidat, răspundeți la trei întrebări. La alegere? Răspundeți la primele două și la ultima a fost o... Ok. Prima întrebare, investiția din PNRR pentru agricultură. Pot să vă zic că, așa cum am menționat anterior, tot ce înseamnă digitalizare sisteme, inclusiv că discutăm de agricultură, mediu, telemedicină, însumează 1.480.000.000 de euro. A alocat un anumit cuantum. Pentru întrebarea numărul 2, deficiențele sistemului de informatică, dacă doamne, v-am înțeles... O secundă, vă rog frumos. Vă rog, doamna deputată. Am spus să răspundeți la întrebări, așa nu am... Da, vreau să motivez întrebarea. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care avem 0 lei pe agricultură, de-aia v-am întrebat, dar în programul de guvernare aveți punctul 8, cercetare și inovare în agricultură. Și vreau să știu de unde luați banii. Despre asta era vorba. Pentru pachetul de cercetare avem alocat 260 de milioane de euro pe întregul lui.
prin PNRR. Cea de-a doua întrebare era referitoare la deficiențele sistemului informatic și dacă am înțeles eu cum vom vedea implementarea telemedicinei, e corect? Ok. Pe partea de deficiențe ale sistemului informatic urmează să fie făcută această analiză, iar pentru implementarea telemedicinei, cum a sesizat și dumneavoastră foarte corect, într-adevăr sunt 400 de milioane de euro care trebuie să investiți. Însă la nivel de minister, ceea ce vom face va fi monitorizarea și implementarea acestor acțiuni de către acea echipă de care vă spuneam la începutul acestei prezentări, cei 17 specialiști, posturi pe care le avem incluse la minister, care urmează să fie angajate pe aceste posturi și care urmează să meargă fiecare pe o anumită arie de implementare. Ei vor fi cei care se vor ocupa atât de evaluarea acelor soluții, cât și de monitorizarea implementărilor. Și acum de la colegul Bogdan Gruia, pe care dintre întrebări ați vrea să o aleg? Acum puteți să răspundeți într-un context legat de fundamentarea strategiei, în primul rând, și zona de facilități pentru IT, cred că e cea mai fundamentală întrebare. La momentul actual, realitatea este că ceea ce încasăm din sectorul IT la nivel de PIB este undeva aproximativ la 6%. Această deducere de impozit despre care dumneavoastră vorbiți e drept ca a facilita pentru o bună perioadă de timp creșterea acestui sector. Este o măsură care a facilitat această creșterea acestui sector, care încă o facilitează, însă va fi la latitudinea Ministerului Finanțelor cum va decide să continue sau nu cu această măsură. Da, mulțumesc, doamna candidat. Din partea Partidului Național Liberal, vă rog. Din partea Partidului Național Liberal o să avem 3 întrebări. Domnul Adrian Hatos, domnul Pavel Popescu și domnul George Tuță, în ordinea aceasta. Adrian Hatos. Bună ziua, doamna ministru candidat. Vă felicit pentru nominalizare. Chiar dacă poate n-ajungeți ministru, este un moment important în cariera dumneavoastră. Eu am o întrebare simplă pentru care m-am inspirat din programul de guvernare, care, by the way, pe partea de cercetare este destul de slăbuț. Ce înțelegeți prin asigurarea interoperabilității digitale și gestionarea depunerii online a documentelor aferente competițiilor pentru fondurile de cercetare, dezvoltare, inovare? Având în vedere că deja în acest moment pentru proiectele de competiții, deci pentru competițiile de granturi pentru cercetare, dezvoltare, inovare, depunerea documentelor este în totalitate digitalizată. Domnul Popescu, vă rog. Mulțumesc, stimați colegi, doamna ministru candidat. În primul rând vreau să vă felicit pentru curajul de care dați astăzi dovadă și nu este o glumă. Vreau să fac o precizare înainte de a vă pune întrebarea. Colegii dumneavoastră au avut acest minister în ultimul an de zile, un om de bună credință, de altfel, Ciprian Teleman. Și citindu-vă programul de guvernare, pe care consider că nu vi-l atribuiți în mod direct, pentru că și dumneavoastră, din păcate, ca și mulți alții de aici, ca și noi, de exemplu, ajungem, din păcate, în această țară să, în metode conjuncturale, să ne copiem frazele de zeci de ani din aceste programe de guvernare, cu interoperabilitate, cum apare, cu etc. Vreau să vă fac o constatare. În 5 săptămâni nu veți reuși să mapați probabil nici birourile din Ministerul Comunicațiilor și Digitalizării și a Cercetării. Și asta o spun în special pentru noi, ca să fim conștienți în ce stadiu suntem astăzi în România cu acest domeniu de care ne-am bătut cu toții joc. Și îmi pare rău că dumneavoastră trebuie să rezolvați aceste lucruri într-un timp scurt. Vreau să știu, să vă spun unde mergeți. Mergeți într-un minister în care expertiza este aproape de zero. Unele direcții sunt execrabile. Un minister în care există proiecte semnate de aproape 200 de milioane de euro cu termen de implementare 2023 și pe care, unde nu se scriu caietele de sarcini și nu știe nimeni când le vom implementa.
Aveți un minister greu de manageriat, unde pe partea de cercetare va trebui să împăcați câteva găști cu institute de cercetare care pur și simplu, și vă spun din date publice și din adresele pe care Comisia Europeană le-a trimis, și anume faptul că ne-am bătut joc de bani, banii de cercetare prin acele găști în ultimii ani de zile. Și aveți un minister, și aici va fi și întrebarea mea, pe care va trebui să-l menegereați cu niște specialiști. Și întrebarea mea este, unde îi găsiți? Care este planul dumneavoastră cu privire la recrutarea de personal? Și cu tot respectul, și repet, fără să glumesc, vă apreciez pentru curajul de a merge în acest malaxor. Unde veți găsi, în afară de consilierii pe care îi luați, această armată de specialiști? Și mai mult de atât, unde veți găsi puterea politică? Pentru că fără putere politică nu veți putea să vă impuneți punctul de vedere. Mulțumesc! O scurtă precizare ca să-mi fie clar. Discutăm despre specialiști pe cercetare sau pe digitalizare? Ca să știu la ce fel de specialiști vă referiți. Eu zic că de ambele. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă se poate, stimați colegi, până la trei întrebările să fie puțin mai scurte, să avem timp să și răspundem, să și votăm, vă rog frumos, da? Sigur că da, vă mulțumesc frumos. În România, 40%, aici sunt, 40% din forța de muncă de mâine nu va putea participa la economia țării datorită lipsei de competențe digitale. Știm bine că viitorul, atât și a fost prezentat de către dumneavoastră cu digitalizarea statului, nu înseamnă, nu știu, doar o postare pe Facebook sau deschiderea unei tablete sau unei aplicații de videoconferință. Vorbim de competențe digitale, care înseamnă mai mult. Și aveți, conform CV-ului dumneavoastră, experiență destul de mare în a coordona echipe în zona asta de HR. Și întrebarea mea e, cum vă gândiți să încurajați literația digitală? Și aici nu mă refer la partea educațională a elevilor, ci mai degrabă în zona antreprenorilor, în zona părinților care ar trebui să educe copiii. Mulțumesc frumos! Mă rog, doamna Candea, okay. Să răspund la cele trei întrebări. Pentru prima întrebare, cu privire la analiza interoperabilității în condițiile în care totul se face online, cred că trebuie să plecăm de la cuvântul de bază, și anume interoperabilitate. Da, e drept că se face online, însă în același timp, așa cum vă spuneam încă de la începutul acestei conversații, ceea ce se face online și ajunge într-o bază de date nu este legată cu cealaltă. Despre asta discutăm. La nivel de minister și la nivel de departamente, să avem o interoperabilitate în bazele de date, în așa fel încât inclusiv comunicarea cu personalul din departamentele MCID să fie una fructuoasă atât pentru cercetători cât și pentru angajați. A doua întrebare, unde vom găsi specialiștii și unde găsim puterea politică? Pe prima parte a frazei, dacă discutăm de specialiști pe digitalizare în domeniul IT, cred că piața noastră nu este o piață supra-saturată, dimpotrivă. Inclusiv din experiența mea, avem oameni foarte buni pe domeniul IT, avem oameni care sunt acum în organizații și care lucrează pe 3D, pe printare 3D, avem oameni care lucrează pe AI, avem oameni care lucrează pe machine learning în domeniul privat. Tot ce trebuie este să-i atragem în ministere, iar asta se face cu o ofertă salarială. Cât despre zona de cercetare, vă spuneam anterior de acei cercetători români care merg și fac performanță pe proiecte europene. Și vă dădeam exemplu proiectului Horizon. Cu astfel de resurse financiare o să reușim să ne atragem cercetătorii de top în România. Unde o să găsesc puterea politică? Aici o să mă bazez, așa cum v-am spus de la început, pe faptul că, unul, suntem parlamentari aleși, doi, suntem responsabili de ceea ce facem, și trei, proiectul acesta de țară ar trebui să fie mai presus de orice decizie de partid. În momentul în care o să ajungem la această masă și în plenul Parlamentului să punem interesul cetățeanului mai presus de orice decizie și de orice îndemn de vot, atunci suntem pe calea cea dreaptă. O să reformez eu acum din postura de ministru clasa politică? Nu.
dar mă aștept că atunci când o să merg să discut cu colegii mei, să găsesc responsabilitate și înțelegere pentru acest proiect de țară. Și a treia întrebare cu privire la competența digitală și literația digitală. Și aici am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și e drept că pe mediul privat, aici eu recunosc, sau din cunoștința mea pe mediul privat, stăm bine, pentru că întotdeauna, în tot ceea ce înseamnă angajați, angajatorii investesc. Cred că mai degrabă trebuie să plecăm la zona de competențe digitale cu privire la copiii noștri. Și aici avem un proiect, România Educată, un proiect al o arie foarte mare pe zona de digitalizare și competențe digitale. Și e drept că inclusiv pe ultimele raportări pe care le avem cu privire la aria aceasta, România e din nou codașă. Însă îmbunătățirea competențelor digitale este o acțiune care va veni prin România Educată de la Ministerul Educației și care, într-adevăr, are nevoie de o schimbare inclusiv în program. Așa cum înțeleg eu acum acel proiect și așa cum înțeleg acțiunile Ministerului, acest lucru urmează să se întâmple. Însă sunt două aspecte și mai avem și partea aceasta de competențe digitale, că discutăm de literație digitală nu doar la copii. Realitatea este că avem o categorie de populație undeva între 35 și 45 de ani care nu are această literație digitală de care discutăm. Da? Una este să navighezi pe internet și să stai pe social media și alta este să poți să fii capabil să lucrezi în anumite programe, să înțelegi o aplicație și funcționalitățile ei. Iar acolo intervenim noi. Acolo intervenim noi prin PNRR cu suma aceasta pe care urmează să o alocăm, inclusiv cu planul acesta de care vă ziceam în prezentare și pe care urmează să-l adoptăm în primul trimestru din 2022. Mulțumesc! Mulțumesc din partea USR-ului. Dacă aveam întrebări, vă rog, domnul Radu Miluță. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, felicitări, doamnă Bărescu, să fii nominalizat pentru postul de ministru în contextul în care în Parlament alte formațiuni politice nu și-au asumat așa ceva, nu e un lucru puțin. Eu aș avea o întrebare, pentru că în ieșirile noastre publice am susținut foarte mult digitalizarea României, însă în realitate în România există mici insule de digitale pe care le gestionează diverse instituții și pare că aceste insule nu au reușit până acum să fie conectate, iar pentru utilizatorul final, pentru cetățean, faptul că există așa niște insule și că se poate vorbi de cuvântul digitalizare în anumite instituții nu semnifică nimic, pentru că, în fapt, aceste instituții nu reușesc să fie interconectate, aceste instituții nu reușesc să-și sincronizeze bazele de date și să schimbe informații și în continuare cetățeanul este cel care înlocuiește cablul dintre serverele acestor instituții, mergând el din instituție în instituție cu foaia, cu toată această poveste. Vreau să vă întreb care este percepția dumneavoastră, odată ajuns în minister, cu privire la conectarea acestor instituții. Mulțumesc frumos! Vă rog, este doar o singură întrebare, așa că... Dar bine ar fi să știți, domnul deputat și stimați colegi, suntem în audierea ministrului, nu începem să facem, dacă vreți și politică, cine și asumă, cine și asumă guvernarea. Vă rog frumos. Răspunsul. Da, mulțumesc pentru întrebare. Vă spuneam la începutul acestei prezentări că avem un obiectiv major pe care trebuie să începem să-l construim încă de anul acesta și să-l finalizăm în trimestrul 2 al anului viitor, și anume cloud-ul guvernamental. Cloud-ul guvernamental, în afară de faptul că vine cu o reformă de aproximativ 1 miliard și 480 de milioane de euro, vine și cu interoperabilitate și știu că ați auzit în timpul acestei întrebări, în timpul acestei discuții de foarte multe ori acest cuvânt. Însă este o realitate a României. Avem baze de date care acționează singular. Trebuie să mergi la medic, să-ți iei un certificat, după care trebuie să mergi la ITM și să atești cu acel certificat că într-adevăr ești înscris la medic. Cetățenii noștri suferă. Odată cu implementarea acestei soluții de cloud guvernamental, vom reuși să facilităm accesul cetățenilor și vom reuși să le dăm un acces corect. Și mai este încă ceva. Vă ziceam de punctul unic de contact. Ei, acest punct unic de contact, în forma lui, e drept că acum nu funcționează. Însă, pe versiunea 2.0, pe care intenționăm să o implementăm cu ajutorul Autorității de Digitalizare a României,
Acesta va facilita accesul cetățenilor printr-un singur loc la toate instituțiile statului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna candidat. Din partea AUR, vă rog, succint, vă rog, întrebările se fac în sfert. Da, vă rog. Da, la fel de succint cum le-au pus ceilalți. Deci, tocmai ați menționat și este menționat și în PNRR, realizarea acestui cloud guvernamental. La fel, tot în aceeași idee, săptămâna trecută, Camera Deputaților a votat un proiect de lege prin care se introducea sintagma, eu zic, destul de pretențioasă a sfârșitului dosarului cu șină. Știți ce presupune asta? M-ar interesa să ne descrieți, în linii mari, dar cât mai tehnic, ce presupune implementarea unor astfel de servicii informatice? Care sunt provocările tehnice și soluțiile propuse? Pentru că mă aștept de la un ministru al digitalizării să înțeleagă tehnic, în linii mari, ce presupune realizarea acestor denumiri pompoase. Al doua întrebare. Ați menționat legea 5G, prezentă acum în Senat, care, după părerea noastră, conține o mulțime de abuzuri juridice sub forma unor derogări peste derogări de la actuala legislație pentru reglementările în telecomunicații. De exemplu, în sensul amplasării antenelor 5G, foarte ușor, pe mobilierul stradal, pe blocurile de locuințe, în instituții publice și așa mai departe. Nu considerați un abuz acest lucru sau și vă asumați aceste abuzuri sau derogări și eventualele efecte nocive ale tehnologiei 5G asupra sănătății umane? Mulțumesc! Aș vrea să continui cu a treia întrebare. Aveți în vedere implementarea digitalizării instituțiilor publice potrivit unui plan coordonat la nivel național sau veți permite instituțiilor și administrațiilor publice locale să se digitalizeze după rețete proprii? Vă întreb acest lucru în contextul nevoii de interconectare a bazelor publice de date. Cum veți asigura interoperabilitatea acestor baze de date publice? Mulțumesc! Da, doamna candidat, vă rog frumos, succint. Ok, o să încerc să vă răspund cât mai repede. Pentru cloud-ul guvernamental, din punct de vedere tehnic, așa cum e prevăzut și în PNRR, cei care vor face designul acestei soluții va fi o echipă de experți. O echipă de experți extern ministerului, care sunt specialiști în aceste baze de date. Pentru că una este să provii din domeniul IT și alta este să faci infrastructură de baze de date. Sunt două concepte complet diferite. Pentru legea 5G. Legea 5G, așa cum a fost creionată ea, practic, la momentul actual, pentru a avea o autorizare de amplasare a acelor situri, se merge cu o cerere către Ministerul de Resort ca mai apoi să ajungă la prim-ministru și avizul să fie dat în cadrul CSAT. Cu privire la sănătatea persoanelor, sunt 85.000 de situri în Europa de Vest și nu există nimic documentat în sens medical care ar afecta sănătatea oamenilor. Despre implementarea digitalizării la nivel central versus nivel local, așa cum este prevăzut inclusiv în PNRR, digitalizarea aceasta se va face la nivel central, interoperabilitatea bazelor de date se va asigura prin cloud-ul guvernamental, soluția pentru cloud-ul guvernamental va fi dată de echipa de experți ce va fi contractată pentru asta. Nu vor fi autoritățile locale care vor face digitalizare de unii singuri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu din partea UDMR-ului. Dacă este cineva în sală. Dacă nu, de la minorități, vă rog frumos, domnul președinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință, stimată doamnă ministru desemnat, vă rog să aveți amabilitatea să răspundeți la următoarele trei întrebări. Prima întrebare. Care sunt principalele căi ale debirocratizării legislației CDI, unul din punctele pe care dumneavoastră l-ați subliniat în programul de guvernare? Întrebarea numărul 2. Aveți în vedere o lege a cercetării, o nouă lege care să rezolve multe dintre problemele existente în cercetare? Cea de-a treia întrebare.
plecând sigur de la același program de guvernare, cum veți reuși să atingeți targetul, subliniez, dublarea bugetului în raport cu anul 2021, în așa fel încât să se realizeze ținta de 1% din PIB pentru CDI în anul 2024 și 1% din mediul privat. Vă mulțumesc! Vă rog, da. Bun. Pentru principalele căi de debirocratizare a CDI, practic avem o strategie națională la momentul actual, o strategie care va fi finalizată la sfârșitul acestei luni și care va fi apoi în transparență publică, care merge inclusiv pe zona aceasta, pe zona de debirocratizare a tot ceea ce înseamnă proces și proceduri în aplicațiile de granturi. O să vă răspund la a treia întrebare, pentru că nu mi-am notat-o pe a doua și o să vă rog să repetați, dacă se poate, a doua. Cea de-a doua întrebare era următoarea. Dacă aveți în vedere o lege a cercetării, o nouă lege care să rezolve multe dintre problemele existente în cercetare. Deci, practic, pe această lege a cercetării, așa cum v-am spus încă de la început, urmează ca această analiză a sistemului și o nouă guvernanță a sistemului de cercetare să fie făcută alături de experți. În funcție de această, de aceste aspecte și inclusiv de raportul pe care urmează să-l primim de la Policy Support Facility, care este un departament nou implementat în Ministerul Cercetării, Inovării și Dezvoltării, care este inclus în PNRR și ale cărui obiective este de a face o evaluare a acestui sistem de cercetare. În urma acestui raport se va lua o decizie cu privire sau nu a acestei legi a cercetării. Așa cum e prevăzut acum PSF-ul, ne-am asumat prin PNRR ca 80% dintre directivele date de ei să fie incluse în reformele statului. Da, mulțumesc, doamna. Mulțumesc candidat. Și eu. Dacă doriți să mai spuneți ceva, doamna candidat. Eu vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Mizez încă o dată pe responsabilitatea dumneavoastră a parlamentarilor. Este o situație de criză și nu putem și nu ne permitem ca în continuare această situație să continue. Românii, toți cetățenii, oamenii care ne-au votat pe fiecare dintre noi, că de asta suntem în Parlamentul României, au nevoie să tratăm cu maximă responsabilitate și seriozitate investirea acestui guvern. Vă mulțumesc! Am mulțumit și noi, doamna candidat. Acum să pun, stimați colegi, să pun la vot, așa cum am făcut și prezența, vom face pe fiecare comisie, da? Camera Deputaților, Senat, astfel încât să bifăm și secretariatul, vă rog frumos să fim atenți acum când votăm. Votul este pentru un aviz favorabil a doamnei Monica Berescu, candidat la funcția de ministru al cercetării, inovării și digitalizării. Începem cu Comisia de Știință și Tehnologie. La nivelul Camerei Deputaților, vă rog, domnul președinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință. Varujan Pambuccian, absent. Neagu Florian Claudiu, vă rog să vă exercitați votul. Facem cine este pentru, atunci facem pentru, împotrivă, abțineri, da? Și atunci, efectiv, spuneți ce... Cum deci, votați? Repet, Neaga Florian Claudiu. Împotrivă. Împotrivă. Naghi Savolz, absent. Molnar Radu Iulian, prin reprezentant. Vă rog să votați. Pentru. Deci pentru. Mihal Ciaremus Gabriel. Împotrivă. Florea Oana Consuela. Împotrivă. Ciofu Cătălina. Pentru. Pentru, da? Coleșa Ilie Alin. Împotrivă. Ciornei Radu Tudor, prin reprezentant. Pentru. Pentru. Neagu Denisa Elena. Pentru. Naghi Vasile. Absent. Susemnatul pentru. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc. Domnul Hatăs, vă rog. O să fac apelul nominal pentru
Comisia de Știință, Inovare și Tehnologie din Senat. Domnul vicepreședinte Bodoc, Florian Dorel, și-a exprimat votul împotrivă. L-am consemnat, este online. Domnul secretar Berea. Pentru. Domnul Cernic. Domnul Cernic. Pentru. Domnul Contra. Da, s-a notat. Domnul Chirdeș. Domnul în loc abținere. Domnul Dăneasă este absent. Domnul Dogariu. Împotrivă. Domnul Mutu. Împotrivă. Domnul Novak Cioba Zoltan și-a exprimat votul abținere pe online. Domnul Oros este absent. Domnul Puiu. Împotrivă. Și eu, Adrian Hatos, mă abțin. Deci avem două voturi pentru, trei abțineri și patru voturi împotrivă. Domnule președinte, domnul președinte, vă rog. Bun, din partea Comisiei pentru Tehnologie, Informații și Comunicațiilor din Camera Deputaților, Sabin Sărmaș absent, domnul Ivan Bogdan Gruia. Împotrivă. Doamna Oana Cambera. Pentru. Domnul Miruță Daniel. Pentru. Domnul Popa Radu Mihai. Împotrivă. Șoldan, scuze. Împotrivă. Axinia Adrian George. Împotrivă. Blaga Daniel Codruț. Pentru. Buzoianu Diana. Pentru. Gliga Dumitrița. Împotrivă. George Tuță. Mă abțin. Păunescu Silvius Titu. Împotrivă. Popescu Pavel. Abținere. Popescu Vlad. Împotrivă. Toda Daniel. Pentru. Și subsemnatul Alexandru Cociș. Pentru. Mulțumesc, domnul președinte. Rog, voi da citire și listei Comisiei Comunicații și Tehnologia Informației din Sat, să avem un vot final, da? Să centralizăm. Subsemnatul Marius Umeanu, președinte, împotrivă. Domnul vicepreședinte Trifan Raul Adrian. Pentru. Domnul secretar Potecă Vasilică. Abținere. Domnul Coste Adrian. Absent. Domnul Borceanu Septimi Sebastian. Abținere. A spus abținere, să știți. Domnul Ciprian Pandrea. Cel înlocuiește pe domnul Cătăriu. Abținere, mulțumesc. Domnul Cionoi Nicușor. Împotrivă. Mulțumesc. Domnul Negoi Eugen Remus. Pentru. Mulțumesc. Domnul Pistru Iosebiu Manea, online. Împotrivă. Mulțumesc. Domnul Popa Maricel. Împotrivă. Mulțumesc. Și domnul Vlad Sergiu Cosmin. Pentru. Mulțumesc. Acesta a fost votul. Aș dori secretariatul în așa fel să centralizăm tot ceea ce s-a votat, astfel încât să avem un vot final.
de acord? Stăm de acord? Deci nu e subiect de gâlceavă. Deci o variantă foarte bună. Apropo de digitalizare. Da, de bureaucratizare. Bună ziua, stimați colegi. După centralizarea voturilor, avem următorul rezultat. În urma votului s-au înregistrat 17 voturi pentru, 17 voturi împotrivă și 8 abțineri. În consecință, Comisiile Reunite, aveți un vot negativ pentru legat de candidatura dumneavoastră. Bineînțeles, votul plenului este suveran. Mulțumesc, stimați colegi, pentru prezență. Mulțumesc și eu, zi bună tuturor.